L-au distrus și în locul lui a rămas un morman de dărâmături. Iar ei s-au dus într-o țară străină, au ajuns robi pentru 70 de ani și toată generația aceea nu s-a mai întors acasă. Acolo au inventat sinagoga ca să aibă unde să se închine, un fel de adunare, fără altar, fără preoți, fără jerfe, fără ceremonii și, dacă nu vă supărați pe mine, fără Dumnezeu. De ce? Pentru că ei au crezut, au confundat edificiul, adică construcția, clădirea, cu prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu nu s-a compromis niciodată într-un context al neascultării, al umanismului, al mândriei și aroganței umenești. Niciodată. Cât de drag i-a fost Adram că l-a făcut cu mâna lui, i-a spus: du-te, nu poți să stai cu mine, că devin ca tine, mă asociez cu păcatul tău, mă compromit, du-te. L-a scos un păcat, unul. Mă înfior când mă gândesc la asta. Templul lui Solomon este reconstruit de Zorobabel, însă Biblia nu menționează că slava lui Dumnezeu a fost peste acest templu. Puteți să înțelegeți lucrul ăsta? Un templu ca cel dinainte, îi lipsea totuși ceva, aproape nesemnificativ. Slava lui Dumnezeu nu era acolo. O, Doamne! Scumpii mei, cel mai valoros lucru pe care îl avem în viață, în experiențele noastre religioase, spirituale, este slava lui Dumnezeu. Dacă nu mai simțim fiorul acela care ne dă siguranța că suntem în același loc unde este Dumnezeu, atunci putem să ne întâlnim în fiecare zi, nu doar de 2-3 ori pe săptămână. Ceea ce ne dă nouă valoare este prezența Lui. Nu trebuie să facem eforturi ca să nu mai fie cu noi. Pentru că Dumnezeu nu vine într-un loc în care nu-i pe primul loc. Nu vine într-un loc în care se adună oameni neascultători. Puteți să mă auziți? Ascultători în ce fel? Ascultători în toate felurile. În toate felurile. Neascultători de Dumnezeu, neascultători de cuvânt, neascultători de părinți, neascultători de autoritate, orice formă de autoritate. Pentru că toate autoritățile, spune Biblia, sunt în slujba lui Dumnezeu și susțin rânduiala lui Dumnezeu. Chiar dacă cei care susțin rânduiala lui Dumnezeu, ei înșiși uneori mai rar sau mai des o încalcă. Slava lui Dumnezeu nu s-a mai văzut niciodată până când Hristos s-a întrupat. Și pe câmpiile Betleemului, unde un grup de ciobani, de păstori, își păzeau turmele, a coborât slava lui Dumnezeu din nou. Observați că de data asta n-a mai venit într-un edificiu. Observați cum se face fin trecerea de la clădire la oameni. Observați? Cum se face fin trecerea de la Vechiul la Noul Testament. Vechiul Testament a fost caracterizat de locuri fixe. Betelul, cortul, templul, templul original sau templul reconstruit sau templul reconstruit de Irod, care a vrut să-l facă mai mare, să câștige bunăvoința evreilor. Dar slava lui Dumnezeu n-a mai fost de pe vremea templului Solomon niciodată, niciunul dintre ele. În niciunul dintre ele. Și pe câmpiile Betleemului, la niște oameni disprețuiți, cu cea mai disprețuită meserie, coboară slava lui Dumnezeu. Și îngerii le dau atâta valoare la oamenii ăștia disprețuiți, încât le vorbesc și le explică, aproape că le dau socoteală de ce s-a întâmplat. N-a venit la regi să le explice, ci la niște oameni așa de simpli, încât aproape că ți-ntorceai fața de la ei, referindu-mă la formula din Isaia, deși nu mă refer la Domnul, ci mă refer la oamenii aceia pe care i-a cinstit Domnul. Observați ce priorități are Dumnezeu?
Observați ce logică are el, observați cum gândește Dumnezeu, nouă ne ia ochii strălucirea, titlurile, pozițiile, scaunele, tronurile și e adevărat că ele au rolul lor. Dar este discutabil, pentru că cei care stau pe ele, dacă nu ascultă, rămân doar cu atât. Uitați-vă în carte, frați și surori, Dumnezeu nu se joacă cu noi și nu se joacă nici cu viitorul împărăției sale. Te-ai săturat de el și ai găsit motive să-l schimbi. Pentru că mai mult decât faptul că nu faci bani cu el, te îmbolnăvești de nervi. Dumnezeu le-a spus acestor oameni, dacă nu ascultați cuvântul, slava mea va pleca. Și a plecat. I-a spus lui Adam, dacă mănânci din fructul oprit, slava mea va pleca. Și a plecat. I-a spus lui Acan, dacă ți se lipesc ochii de bunurile cetății care trebuie dată spre nimicire, slava mea va pleca. Și a plecat. Ascultați-mă să vă înfiorați când citiți cuvântul Domnului, pentru că Dumnezeu își va împlini cuvântul exact cum scrie. Construit de Irod, Biblia nu menționează că slava lui Dumnezeu a fost acolo, ba dimpotrivă, Domnul Iisus în Matei 21:13 spune, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea, ați transformat-o, ați pervertit-o într-o peșteră de tâlhari. Nu să vă imaginați cât de brutal a fost adresarea Domnului Iisus, ce comparație dramatică a făcut, peștere de tâlhari, la cine se referea? La templu închinat lui. De ce Domnul a vorbit așa de violent, atât de dur? Pentru că oamenii care l-ascultau era categoria de oameni cărora el trebuia să se adreseze în felul ăsta. N-a vrut să-i jignească, ci să-i trezească. Pentru că cineva care s-a culcat de o jumătate de oră și vrei să-l trezești, îl trezești mai greu, că e chiar în mijlocul somnului. Dar cineva care doarme de 8 ore, numai dacă spui pss, 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 se trezește imediat, că oricum s-ar fi trezit. După 8 ore, ce o să faci altceva decât să te trezești? Observați, vă rog, că înainte ca Mântuitorul să meargă la cruce, i-a întrebat pe ucenici, cine spuneți că sunt eu? Și Simon Petru a luat cuvântul și așa cum el era el îndrăzneț și inimos, a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și în contextul acesta, Mântuitorul a făcut marea declarație de înființare a bisericii sale, spunând următoarele cuvinte. Pe această stâncă, eu o să zidesc biserica mea. Și după ce a înviat, la 50 de zile și după înălțare la 10 zile, a coborât Duhul lui Dumnezeu în Ierusalim și slava lui Dumnezeu a coborât, dar nu într-o clădire. A coborât în inimile celor născuți din nou, a celor mântuiți, a celor pocăiți, a celor credincioși. Și de atunci, slava lui Dumnezeu este în inimile sfinților. Să spunem că suntem purtători de slavă sună într-un fel în care nu putem să spunem așa, deși există adevăr în asta, dar nu putem să spunem lucrul acesta pentru că nu-i frumos să ne asociem pe noi prea mult cu slava lui Dumnezeu, că noi suntem niște oameni greșiți, vinovați și murdari. Ceea ce ne dă nouă valoare și strălucire este harul și răbdarea lui Dumnezeu de a rămâne cu noi și în noi. Cinstit să fie Domnul! În aceea zi 3.000 de oameni au fost mântuiți și slava lui Dumnezeu a coborât în inimile lor. Și dumneavoastră cunoașteți cel puțin câteva experiențe, probabil ale dumneavoastră sau ale altora, când oameni care erau oameni răi, aveau tot felul de obiceiuri foarte murdare, în mod vizibil, public, când slava lui Dumnezeu a coborât în ei, în sufletul lor, când au fost născuți din nou, prin apă și prin Duh,
Oamenii aceia pur și simplu au fost vindecați de toate nenorocirile în care trăiau și au devenit liberi. Vă întreb, frați și surori, cum explică psihologia treaba asta? În niciun fel. Cum explică filozofia sau sociologia treaba asta? În niciun fel. Acesta este un miracol și miracolele nu se explică. Miracolele se trăiesc sau se resping. Revenind la textul pe care l-am citit, la una dintre casele construite, de fapt eram la momentul reconstruirii, Ezra vine la Ierusalim și după 13 ani vine Neemia. Suntem în anul aproximativ 415-420. Cartea lui Ezra vorbește despre reconstruirea templului, a lui Neemia vorbește despre reconstruirea zidurilor cetății Ierusalimului. Aceste două cărți prezintă sfârșitul istoriei evreilor și prezintă toate evenimentele de după revenirea în țară a evreilor până la întruparea lui Hristos, adică la începutul Noului Testament. Ceea ce mă surprinde pe mine foarte tare este faptul că Neemia era aproape de împăratul, unul dintre cei mai puternici împărați ai vremii. Era acolo lângă el. Era una dintre mâinile lui drepte. Și știți ce face? Renunță la onoarea asta, la privilegiul ăsta și se duce într-o țară unde erau dărâmături. Și dușmanii îi opreau pe cei care doreau să reconstruiască. Renunță la beneficii, la privilegii, la onoruri, la o viață liniștită și plină de oportunități și se întoarce în țara lui Dumnezeu. Să reconstruiască pentru Dumnezeu un gard. Vă puteți imagina că Dumnezeu are nevoie de un gard? Mă termină acest adevăr. Dumnezeu are nevoie de un gard? Ce să facă Dumnezeu cu un gard? Nu-i treaba mea ce să facă Dumnezeu cu un gard, are nevoie de el. Și omul ăsta îl lasă pe unul dintre cei mai mari împărați ai timpului și spune: împărate, vreau să plec. Omule, dar nu ți-e bine lângă mine? Lasă-mă să plec. Și îl lasă. Nu numai că îl lasă, dar îi umple brațele de scrisori, de acreditare, de împuternicire și îi dă resurse. Și omul ăsta își dedică viața să construiască un gard, un zid pentru cetatea lui Dumnezeu. Oricine construiește pentru Dumnezeu nu poate fi decât omul lui Dumnezeu. Pentru că într-o vreme în care oamenii nu mai au timp să doarmă suficient, este o mare nebunie să renunți la lucrurile tale și să dai prioritate gardului lui Dumnezeu. Ceea ce mă surprinde în al doilea rând este faptul că Neemia n-are ca și Ezra onoarea să reconstruiască templul, ci reconstruiește doar un duvar, cum zicea bunica, adică un gard. Fac analogia aceasta pentru că vreau să vă surprind cu următorul adevăr din realitate. Eu sunt sigur că dacă noi, în loc de centru creștin, construiam sanctuarul ăsta, eram mai inimoși. Pentru că construiam un sanctuar de care aveam nevoie să ne închinăm, aveam nevoie de adunare. Dar noi nu construim sanctuarul, sanctuarul avem. Aia e un fel de dependență, un fel de anexă, un fel de pe lângă, un fel de gard. Și nu e așa de important. Fără sanctuar nu se poate. Dar fără centru creștin, bineînțeles că se poate. Ce ne trebuie nouă mese? Și ce ne trebuie nouă săl de clasă? Că oricum am îmbătrânit. Neemia n-are onoarea să lucreze pentru sanctuar. Lucrează pentru gard. Lasă împăratul și se duce să lucreze pentru un gard. Când mă uit la omul ăsta, sufletul meu este foarte provocat. Eu nu știu cât mai am de trăit. Însă ceea ce știu este că îmi pare rău că nu am făcut pentru Dumnezeu mai multe lucruri. Ce am strâns eu într-o viață? Au trecut 54 de ani.
par așa de mulți când sunt în viitor și par așa de puțin când sunt în trecut. Ce am reușit să strâng? Ce e al meu din ce am astăzi? Dacă Domnul se va întoarce, nici ce am nu voi lua. Și unde mă duc, va fi un gard sau nimic. Oamenii lui Dumnezeu, avem nevoie să ne tragă cineva într-o dimensiune pe care am pierdut-o, pe care o părăsim încet, dar sigur, din care ieșim pe furiș să nu ne vadă nimeni și în care ne mai strecurăm din când în când să ne facem câte o poză. Vă supărați că spun lucrurile astea? Dacă le spuneam dușmanilor, nu le-aș fi spus. Le spun fraților mei, care îmi sunt dragi, cu care plâng și cu care mă bucur. Biserica lui Dumnezeu pe continentul nord-american nu este în cel mai bun timp al ei. Au fost timpuri bune pe pământul ăsta. Timpurile pe care noi le trăim sunt complicate pe meleagurile astea. Este un timp de superficialitate, de formalism. Este un timp de mediocritate, de amestec al bisericii cu lumea. Gardul-i rupt, templul-i frânt, iar Dumnezeu este departe cu slava Lui. Nu vreau să fiu negativist și nici să minimalizez bisericile lui Dumnezeu din America sau Canada, nici vorbă de așa ceva. Vreau numai să spun că ce a fost nu mai este. Nici în plan uman, nici în plan misionar, nici în plan doctrinar, nici în plan de autoritate în fața unei lumi care a câștigat teren și autoritate și ba chiar a devenit superioară. Uitați-vă, vă rog, în cartea din care am citit și veți observa că el rezidește gardul, zidul în 52 de zile. El n-a avut un timp liniștit să construiască. Oamenii care 70 de ani au trăit în zona aia pentru că poporul fusese luat și dus în exil, în robie, acum se vedeau stăpâni acolo, cum se văd palestinienii astăzi, în zona evreilor. Și când s-au întors evreii, s-au mirat că de ce se întorc și au zis: voi ce căutați aici, voi cine sunteți? Păi uite mă, ăsta e măslinul lui tata. Dar cine e taică-tău? Și oamenii ăștia au vrut să-i omoare, le-a făcut numai rău. Și în 52 de zile a zidit gardul. Biblia ne spune în mod metaforic, într-o mână avea sabia să se apere de dușmani care vreau să-i omoare. De ce construiesc? Că nu construiau pentru ei, pentru dușmani. Construiau împotriva lor. Cu o mână ținea sabia și cu o mână mistria cu care ridica gardul, zidul. Așa de mult îmi doresc să fiți impresionați de măreția acelor oameni, de excelența lor, de faptul că și-au asumat misiunea asta și-au împlinit-o cu prețul vieții, renunțând la privilegii foarte mari. Eu nu trebuie să renunț la asta lângă președintele Trump ca să fac ceva pentru Dumnezeu, dar Neemia a renunțat. După ce au terminat zidul, au organizat un departament de pază. Și ei au avut probleme cu departamentele și au pus un lider pe Hanani în fruntea departamentului și ei au avut probleme cu liderii. Ăsta era fratele lui Neemia. Au făcut un departament de pază și au pus un lider în fruntea acestui departament ca să organizeze oamenii și să-i supravegheze. Vă pun o întrebare, sigur că este cu subînțeles. De ce nu i-a păzit Dumnezeu? De ce nu s-a încrezut în Dumnezeu că îi păzește? De ce au avut nevoie de pază? Are cineva un răspuns? Nu era Dumnezeu cu ei? Ba da. Nu s-au întors ei în țara lui Dumnezeu? Ba da. Nu făceau ei slujba lui Dumnezeu? Ba da. Nu i-a apărat Dumnezeu? Ba da. Dar de ce au avut nevoie de pază? Vă rog, fraților, de ce? Au organizat un departament de pază și au pus în fruntea lor un responsabil. Atunci când vorbim despre un lucru că e bun sau rău, la ce anume, care e reperul de pe care vorbim? Părerea noastră sau părerea Bibliei?
La ce anume facem referire când spunem da sau nu în legătură cu un lucru? La ce ne place nouă sau la ce îi place lui Dumnezeu? Mai e cartea aceasta un reper pentru ce credem noi, pentru ce zicem noi și pentru ce facem noi? Sau avem alte surse de inspirație? Gândiți-vă, oamenii lui Dumnezeu. Știți de ce vorbesc așa? Că trecem. Dacă am fi veșnici aici, am avea tot timpul, dar trecem. Sunt unii dintre cei care au fost cu noi, care astăzi seara nu mai ascultă predica. Nu se mai pot face nici buni, nici răi. S-au dus pe drumul care se duc muritorii. Noi încă mai suntem în viață, ne mai bate inima în piept, avem puls, mai avem ceva în buzunar, mult puțin avem. Mai avem încă mâinile astea, e adevărat că nu mai sunt ca la tinerețe, dar sunt. Și mai putem să dregem gardul lui Dumnezeu. Pentru că orice lucru închinat Domnului a lui Dumnezeu, știți de ce suntem ai Lui? Pentru că ne-am închinat, ne-am dedicat și ne-am consacrat lui Dumnezeu. Ne-am așezat viața la picioarele Lui și i-am spus prin promisiune, de astăzi înainte ne vom guverna viața după legile tale, după gusturile tale, după punctele tale, după opiniile tale și după punctele tale de vedere. De astăzi înainte nu vom mai face ca până acum, vom face diferit. Te vom întreba dacă plecăm sau rămânem. Te vom întreba dacă ne luptăm sau nu ne luptăm. Te vom întreba dacă să spunem da sau să spunem nu. Te vom întreba de unde luăm darea pentru templu. Te vom întreba de orice. Nu vom mai face după capul nostru. Vă disciplinați să fiți astfel de oameni? Sunteți astfel de oameni, poporul Domnului? Suntem astfel de oameni? Aș vrea să mă apropii de încheiere. Ceea ce este într-adevăr minunat este faptul că în paralel cu lucrul pentru zid aveau întâlniri duhovnicești. Mă întreb, mai aveau timp de asta? Da. Nu-i normal să construiești fără să te închini. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fim doar niște constructori, deși toată viața construim, la propriu sau la figurat, dar din când în când trebuie să ne oprim și să ne închinăm. E adevărat că și prin munca noastră ne închinăm, dar cine înlocuiește rugăciunea și cântarea? Cine poate să înlocuiască simțământul ăla că Dumnezeu e așa de aproape de tine, de te înfiori și de bucurie plângi și parcă ți-ai dori să nu se termine clipele alea? Pentru că în clipele alea ești ușor, parcă zbori, în clipele alea n-ai datorii, în clipele alea nu te doare nimic, în clipele alea toți copiii tăi sunt cu minți, în clipele alea toate sunt bune. De-abia când se risipește totul și intri din nou în lumea asta murdară, din nou ți-aduce aminte de bancă, de toate cele, de faptul că mâine dimineață te așteaptă ăla să-i dai ce e cu dreptul sau ce nu-i cu dreptul. Vă întreb, dacă nu ne închinăm, când simțim treaba asta? Nu-i de mirare că suntem niște oameni nefericiți dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu. Sunt oameni atât de mici care cred că doar cu banii pot fi fericiți. Banii au rolul lor în viața noastră ca și pantofii. Asta nu înseamnă că dacă ai pantofi ești fericit. Banii au rolul nostru în viața noastră ca și pălăria. Asta nu înseamnă că dacă ai pălărie ești fericit. Banii au rolul lor în viața noastră, dar rolul banilor nu este să-L înlocuiască pe Dumnezeu și aplecarea în fața Lui și închinarea, momentul în care simți ceea ce îți dorești să simți, ceea ce te ridică, te consolidează, te mângâie, te împuternicește. Când ai o astfel de experiență, vreo 2-3 săptămâni te ține, pentru că experiența asta spune că slava este încă aici. Slava este încă aici. Și te culci și dormi liniștit, indiferent câte datorii ai, că slava este încă aici. Și unde e Dumnezeu prezent, este succes, este binecuvântare, este pace, nu pentru că nu-s probleme, ci pentru că El nu îngăduie mai mult decât poate purta un om. Știți ce ar trebui să ne sperie? Absența slavei, nu prezența problemelor.
Numai morții trăiesc într-o lume fără probleme, frați și surori. Vii trăiesc într-o lume cu probleme. Nu vă pierdeți inima din cauza problemelor. Ce ar fi viața noastră fără ele? În Neemia 9:38 este menționat că au făcut un legământ semnat. Puteți să vă imaginați treaba asta? Haideți să citim. Dați pagina înapoi. 9:38. Puteți să puneți pe screen lucrul ăsta? Neemia 9:38. Pentru toate acestea noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri au pus pecetea pe el. Știți unde scrie asta? În cartea lui Dumnezeu și în cartea noastră. Dacă cineva ți-ar spune, o singură carte ai dreptul să ai la tine, restul dă-le foc. Sunt sigur că toți de aici am oprit cartea asta neapărat. E, în cartea asta scrie versetul ăsta. Știți în ce împrejurare? Într-o împrejurare în care trebuia ridicat gardul. Nu sanctuarul, un sanctuar e plin de faimă, de măreție, de strălucire, ornamente, aur. Gardul se face cu resturi, se face așa cu lucruri de mai... Nu-i sanctuar, nu-i templu, e doar un zid. Capitolul 10, ei se angajează. Mi-a să știți ce e acela un angajament. Aici de obicei se angajează oamenii în fața la anvonul ăsta. Dar se angajează pentru viața de familie. Acolo se angajează pentru împărăția lui Dumnezeu. Viața noastră este plină de angajamente. Este un angajament pe care unii îl spun când se trezesc dimineața. Doamne, mai mi-ai dat o zi, ți-o închin ție. Îmi închin din nou viața ție fără nicio condiție, nu spun nicio condiție. Fă ce vrei cu mine astăzi, du-mă unde vrei, Doamne, fără nicio condiție, pur și simplu sunt al Tău, la dispoziția Ta. Asta este un angajament. Și când spui asta în mod conștient și ți se întâmplă ceva ce te doare, ți-aduce aminte că i-ai spus lui Dumnezeu, Doamne, fără condiții, nu spun condiții. Uitați-vă, vă rog frumos, în textul pe care l-am citit, începând cu versetul 29, este vorba despre angajamentele pe care ei le-au făcut. Primul angajament, să umble în legea lui Dumnezeu. Înțelegeți cum? E ca și cum îți pui un GPS, îi pui adresa, destinația și pur și simplu că zice în 200 de, într-o jumătate de milă la dreapta. Nici nu te gândești dacă ei sau noi la dreapta. Ți-a spus la dreapta, la dreapta. Dacă spune să intri pe expres, intri pe expres. Pentru că ai pus pe cineva să te ghideze. Și aici Biblia spune următorul lucru. Încus crească cu neamurile. Nu se putea să termin predica să nu mă întorc înspre voi. Să nu se încuscrească cu neamurile. Înțelegeți ce înseamnă încuscrire? Legătură de familie. Să nu se încuscrească cu neamurile. Aveți obiceiul să vă încuscriți cu neamurile la figurat? Vă faceți prietenii trainice? Le luați obiceiurile, le copiați cultura? Vă simțiți confortabil cu ei? Țineți minte că în Biblie este o poruncă care se referă la slava lui Dumnezeu, condiționată de ascultarea voastră. Știu că aveți dreptul să faceți ce vreți, dar vă rog, nu faceți ce nu trebuie. Vă rog, nu faceți ce nu trebuie. Plânsul n-a fost dulce pentru nimeni. Să suporte financiar întreținerea slujbelor și a slujitorilor. Să suporte financiar slujbele și slujitorii. Fiți atenți ce expresie. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pentru slujba casei Domnului. Și pur și simplu
O coloană întreagă vorbește despre responsabilități pe care și le-au asumat. Oamenii lui Dumnezeu, nu numai noi construim, nu numai noi facem promisiuni prin credință. Toate generațiile de oameni credincioși au construit într-un fel, ceva specific în timpul lor și în locul în care au, în locul în care au trăit. Pentru că le-a bătut inima pentru Domnul și fiecare a spus, iau asupra mea această cameră, mă îngrijesc eu de ea. Când frații care organizează lucrul la Centrul Creștin au ajuns la băi, au spus în adunare, cine pune taile? Cine vrea să ia baia asta să o termine? Și doi frați din biserică au spus, noi ne ocupăm de ea. Și o săptămână de dimineață până seara au mers acolo. Vă întreb, ăia n-au avut serviciu ca dumneavoastră? Ba da. Și au asumat să termine camera aia. Știți de ce? Au simțit că e un gard al lui Dumnezeu. S-au simțit chemați pentru asta. Știu că dacă îți cauți de lucru și dacă îți pui mintea cu lucru, nu mai ai timp să dormi, nu mai ai timp să mănânci, bateu te îmbolnăvești, îți pierzi sănătatea. Dacă îți pui mintea cu lucru, că lucru e mai mare ca noi. S-au angajat să aducă zeciuială din tot câștigul. Și observați că este menționat următorul lucru. Preoții dăteau și ei zeciuială. Dau preoții zeciuială? Da poporul. Cine le-a dat dreptul să nu dea? Cine i-a dezlegat de o lege a lui Dumnezeu? Tradiția? Este tradiția pentru copiii lui Dumnezeu mai mare decât stăpânul? Cine e mai importantă pentru noi? Biblia sau sfânta tradiție, indiferent cine a întemeiat-o? Și ultimul lucru pe care îl surprinde aici Neemia este, s-au angajat să nu părăsească casa Domnului. Nu vă părăsiți familia, nu vă părăsiți lucrurile care le aveți, nu părăsiți casa lui Dumnezeu, nu o părăsiți. Rămâneți fideli în prezența la casa Domnului. Luptați-vă pentru asta, nu lăsați firea să vă spună dacă mergeți sau nu mergeți la biserică, că firea o să vă spună să nu mergeți. Mai bine vă duceți cine știe unde să vă relaxați. Știu că sunteți obosiți, dar v-ați întrebat dacă mâine dimineață o să vă mai treziți? V-ați întrebat? Și dați-mi voie să vă întreb, dacă nu o să vă mai treziți, unde o să mergeți? Am vrut să vă spun cuvintele astea în seara asta, poporului Dumnezeu, nici să vă impresionez și nici să vă motivez. Eu știu că ce are un om în cap nu-l poate schimba decât Dumnezeu, nu un om. Însă este datoria mea și a altora ca mine să spunem mereu și mereu pentru cei ce ascultă și pentru cel ce vorbește lucrurile lui Dumnezeu ca să nu le părăsim. Să nu cumva să părăsim casa Domnului, să nu părăsim cuvântul Domnului, să nu părăsim templul Domnului, să nu părăsim gardul Domnului. Pentru că cândva noi vom fi veșnici cu Domnul din cauza acestor lucruri, nu din cauza lucrurilor din lume, ci din cauza acestor lucruri. Vă chem însă peste noi să nu plecați în timpul rugăciunii, pentru că urmează să cântăm o cântare, și să nu plecați nici în timpul cântării, pentru că mai avem, stânga e un gard. Unii ne vom ocupa de templu, alții ne vom ocupa de gard. Amândouă sunt ale lui Dumnezeu. Amândouă sunt în țara lui Dumnezeu. De fapt, în țara unde și noi suntem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.